Iisus Hristos. Amin. În vecii vecilor. Aleluia. E o bucurie. Și ce mai mare bucurie decât să fii în casa lui Dumnezeu. Spunea însăși Domnul Iisus Hristos, casa Tatălui meu este o casă de rugăciune. Ce mai mare bucurie decât să fii cu frații împreună să te rogi. Spunea unul dintre psalmiști, atât de mult mă bucur că Sfinții, ce păzește-mă Dumnezeule, căci în tine mă încred. Eu zic, Domnul, tu ești Domnul meu. Tu ești fericirea mea. Sfinții care sunt în țară oameni evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Slăvit să fie numele Domnului. În vecii vecilor. Oamenii ăștia care vin aici, care se încalcă în fiecare zi și silesc pe calea aceasta, își omoară eul ca să trăiască, trăiesc o viață de sfințenie, vor să-L slujească pe Hristos. Oamenii aceștia, oamenii evlavioși, ăștia sunt plăcerea mea. Oamenii ăștia cu care vii și te rogi în fiecare, când este întâlnire, poate te adun separat. Cei din casa ta, oamenii evlavioși, sfinții, sunt plăcerea mea și trebuie să fie plăcerea fiecăruia. Și m-am uitat în Scripturi, și am găsit un cuvânt atât de minunat. L-am citit probabil de multe ori, dar nu l-am observat până acum. În Ioan 17:23 spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum ai iubit pe mine. Amin. Vă dați seama cât de mult le iubește Tatăl? Vă dați seama? Atât de mult cât îl iubește pe Fiul, înodată. Pe Iisus Hristos. Zice să fie întâiul născut dintre mai mulți frați. Ne iubește ca și pe copiii Lui. Ce acum nu mai sunteți robi, acum sunteți copii. O zis Domnul Iisus Hristos după înviere, mergi, du-te și spune fraților mei, cât de minunat e Dumnezeu, să știi că ești copil de Dumnezeu. Domnul să fie lăudat și binecuvântat. Osana, aleluia! Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Eu aș vrea ca fiecare om să-L cunoască pe acest Dumnezeu, care se îngrijește fiecare zi de mine. Se îngrijește ca fiecare dimineață să deschid ochii. El își înnoiește bunătatea față de mine în fiecare dimineață. Mă poartă pe brațe să nu pățesc ceva. El se îngrijește de sănătatea mea. El îmi spune prin cuvânt dacă am o problemă să vin la El. Că El se îngrijește. Dar cere un lucru. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și pe urmă celelalte le veți primi. Nu vă îngrijorați de lucrurile acestea, lăsați-le în mâna Domnului. Domn, frații mei, prea iubiții mei, să venim la Domnul Iisus Hristos. Amin. Eu am învățat un lucru. Când vin la Domnul, trebuie să mă duc la El, să mărturisesc viața mea, să mă mărturisesc Lui tot, ca El să lucreze în ființa mea. Dacă e ceva de vindecat, să vindece. Dacă e ceva de îndreptat, să îndrepte. Dacă e de eliberat, să elibereze. Dacă e de mijlocit, să asculte mijlocirea mea, slăvit să fie numele Domnului. Că de aceea fiți ce îndrăzniți că eu am biruit. În numele Lui Iisus Hristos avem îndrăzneală la Tatăl. Putem intra dincolo de perdea în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Putem merge la Tatăl. Aleluia. Dar să mergem cu sinceritate, cu recunoștință că El e Dumnezeu atotputernic. Ajută-ne, că El lucrează, Doamne, și astăzi, cum a lucrat și în trecut. Glorie și cum va lucra și în veșnicie. Aleluia, slăvit. Glorie numelui Tău. Să mergem la Domnul plin de recunoștință. Să mergem înaintea Lui sinceri. Că El vrea să fii sincer, El vrea să fii, să te recunoști înaintea Lui, să spui, Tată, da, văd în mine că-s multe de îndreptat.
văd în mine că-s atâtea de îndreptat, tată. Ajută-mă, slăbiciunea mea. Și pe mine, tată. Doamne, ajută-ne credinței mele de atâtea ori. Aleluia. Și Domnul să toate credință. Amin. Știți? În puterea lui Dumnezeu, zice, spunea către Pavel, puterea mea se face desăvârșită în slăbiciuni. Atunci când e slab, spune cuvântul lui Dumnezeu, deși de fapt ești tare, știi de ce? Că atunci intervine Dumnezeu. Amen. Atunci Gloria când e slab, intervine cel tot puternic. Atunci se-și întinde El mâna la tine și la mine. Am să vă fac o mărturisire. Anul trecut, în decembrie, trebuia să plec și eu puțin la lucru și a fost într-o vineri seară la undeva la rugăciune în județul Sălaj și s-a arătat printr-o vedenie că a venit un duh și m-a luat așa, m-a îmbrățișat. Și adevărat că am simțit din momentul ăla așa o durere îngrozitoare aici și de-abia puteam să respir. Cât timp vesteam Evanghelia și vorbeam din Evanghelie și mă rugam, nu mă durea. Dar în rest, după aia mă durea mereu. Și au trecut zilele, au trecut, a fost sâmbătă, n-am spus la nimeni. Și venea vrăjmașul și spunea, acum ești terminat, ți-am dat cancer în gât, o spus către mine. N-am vrut să cred. Luni dimineața, duminică dimineața, m-am dus în lucrare cu niște frați iarăși, undeva în Baia Mare, peste deal și într-un sat și acolo iarăși. Și seara, duminică seara, niște dureri îngrozitoare. N-am mai putut efectiv, nu, de la biserică, dar aveam rezistat să stau în adunare. Am zis că mă duc la urgență. Cel mai greu lucru ce l-am făcut, cel mai grav. Am mers și m-am dus la urgență și m-a pus acolo să aștept. Și a venit Duhul Domnului peste mine și a zis, ce cauți tu la oameni? Dar nu-s eu tatăl tău. Și am zis, ce caut eu aici? Și am sunat un prezbiter. Frate, vreau ungerea, că Domnul știu că mă poate vindeca. Și m-am dus la fratele să facă ungerea. Mi-am făcut mărturisirea că am știut că în mine mai există ceva ce nu-i bun. Am știut. Am știut că în mine ceva nu-i în regulă. Și m-am mărturisit cu ajutorul Domnului tot ce am crezut eu și am simțit că nu-i bun. Mi-am cerut iertare Domnul și pentru ceea ce nu știam că am făcut și nu mi-am dat seama. Și după aia fratele mi-a făcut ungerea, s-a rugat peste mine și a pus mâinile peste mine. Și vă spun, frații mei, în numele lui Iisus Hristos, n-am mai avut nicio problemă, nimic. Domnul s-a atins, dar pentru că l-am căutat pe El și nu m-am dus la oameni, n-am stat să mă controleze oamenii. M-am dus la El și am crezut în El, am știut că am un tată, care de când m-a scos din mocirlă, de când m-a scos de acolo de jos, s-a îngrijit de mine. Când m-a scos de acolo, aveam pe mine un preisfert, aveam un tricou, un hanorac și o pereche de șlap, de gumă, nimic altceva. Făcuse Domnul tot să pierd, dar El de atunci s-a îngrijit în fiecare zi de mine. Și cum să mă duc la om, cum să mă duc la El? Mă duc la Dumnezeu, că acolo găsesc izbăvirea. Slăvit să fie numele Domnului. De aceea, frații mei, să ne proșterne pe genunchi înaintea lui Iisus, înaintea Tatălui, să-i spunem tot ce am în mine, să mă ajute Dumnezeu, să-mi deschid ochii minții, ochii inimii, să văd tot ce rău, să-i mărturisesc Lui și după aceea să lucreze El cu ființa mea, după voia Lui și la timpul hotărât de El, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Haideți să mergem pe genunchi înaintea Domnului.